numai cultivarea artelor este cea care hrănește sufletul într-adevăr, care nu oferă numai niște informații. Sigur, ești curios să afli și cu asta gata, dar arta nu oferă numai niște informații. Arta, dacă este exersată, dacă omul este antrenat suficient, este capabilă să te facă să trăiești din plin mult mai intens. Adică să trăiești cu toate posibilitățile umane de senzații, sentimente, amintiri, proiecte, tot ce există ca vibrație sufletească. Și să ajungi, privind tablouri, ascultând muzică, poezie și alte forme ale artei, ele te ajută să simți că trăiești, într-adevăr. Cuvântul plictiseală, pe care niciodată nu l-am înțeles, este, într-adevăr, alungat din viața noastră numai prin artă.